Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Stai că mi-a morțit piciorul. Ridică-te un pic. Voi tot l-ați terminat? V-ați coțăit toată noaptea și acum tot pe coțeală. Păi ce să facem, mă, mărlane? Nu ne-am văzut și noi de mult. Dar vă gândiți și voi că sunt alții sensibili la chestii de-astea. Da? Da. Ah, iartă-ne, binefăcătorule. În loc să vă scuzați, mai bine o face și voi, pe mutește. Cum adică pe mutește? Păi cum făceam eu la pușcărie? Cum îi auzeam eu pe alții că făceau la pușcărie? Trăgeau pătura în cap și pe mutește nu s-auzea nimic. Vreți să vă arăt cum să face? A, nu, mersi, nu. Atunci poate lui. Nu, lasă că ne descurcăm noi, stai liniștit. Atunci poate vă fac eu frumos un program, un regulament, cu ore de somn, de mâncat, de coțăit. Măi, tu poți să faci, dar șeful meu te plătește, așa. Păi, șeful tău, care e și al meu, mi-a dat ordine să am grijă să nu te vadă pe tine să te prinză știi tu cine. Așa că când stai aceea în casă, eu sunt măta, eu sunt tactul și faci ce spui eu. Ne-am înțeles? Da, mami. Așa mă gândeam și eu. Ia zi, vrei să-ți ai trece în coace? Că a primit și gata. Yeah. Wow, fii atent aici. 1, 2, 3, 4, țic, îți peste tine! Te bucur de-n pom. Mă, dar știu că te călărește grație la nu cumva. Și nu, pune dragă alături. Tot una, două, te cocoți, e lângă. Nu e. Mă, voi de când ați mai ieșit pe holuri? Da-ți dimineață, șef, de când am venit ară. Dar nu ne vedem capul de treabă la câte dosare avem. Că am ieșit mai des, să știți. Se vede, mă, să știți că se vede. Potoliți-vă! Când vorbește șeful? Bă, voi știți ce mi-a zis o bătrânica din aur? Ce-i satană? Scuze așa, m-a pus în piele ei. Ce-ar fi putut să spun o bătrânică când avea oi cu matale, care... Comentez mult și prost, ca de obicei, Chiorete. Am înțeles, te. Mi-a zis că mai repede s-ar lăsa violată decât să vină la noi la secție să depună o reclamație. Și că e mai rău ca la pușcărie. Ei, hai, șeful că exagerează. Da. Da, exagerează. Ah. Ei, m-am uitat și eu de jur împrejur și ce credeți? Are dreptate, băbuța! Mai lăsați dosarele astea cu nu te supăra, frate, cu țintar, cu șah, cu ce mai jucați voi și puneți mâna și faceți secția asta să arată mai prietenoasă, mai apropiată de petenți. Știu eu, șeful! Uite, vopsim pereții în culori mai vii. Uite, de exemplu, aici ar merge un roz deschis, a? Un roz deschis, roz bombon în dunge, a? Asta o să o facem când o să primim fonduri de la centru pentru reparații, pentru decorațiuni și așa mai departe. Momentan puneți mâna și aranjați birouri, ștergeți praful, da, ca să pară instituție. Da, șef, o să aranjăm birourile, punem ghivece cu flori la ferestre, șeful, că verdele natural încântă ochiul. A? A? Bun, o idee era grațielă. Păi, cu ce bani, bre, că la bugetul pe care îl avem nu ne permite mai lua nici ghivece goale. Eee, dacă mă scutiți pe mine de turat de noapte, vă fac eu rost de tot. Bine, mă, bine, orice bani economisit e foarte bun. Hai, la treabă, grațielă. Hai, la treabă, șeful. Hai, treabă, mai. M-ai convins tu pe șeful, dar-ți vedem de unde, dragi Damian, iei tu ghivece cu flori. Doar te-ai gândit să organizezi o acțiune comunitară în folosul poliției.
Dar nu-l avem, mă, pe Paliu, că doar noi l-am angajat la primărie pentru un salariu minim, nu? Păi și cu ce drajda mi-a zis ne-așteptă pe noi treaba asta? Păi ce, Paliu e florar? E bambina? Nu, dar lucrează la gradenele cu flori. Și în ritmul în care schimbă primăria florile, nu trebuie decât să-i spunem lui Paliu să le aducă nou, în loc să le arunce. Păi și le plantăm pe flori acelea în parchet? Nu, mă, Chiorete! Îi dau ghivecele alea pe care le-am confiscat din piață, goale, el plantează florile în ele și ne le aduce aici la secție. Și așa scap și eu de tura de noapte. A? Ba, picioarele, că nici o pactură, doamnă. Cam o idee cum să scap de ele. Hai, mă, că tu erai. Mă fur scârbă! Când drăjda mi-a ajuns aproape de finiș, mă, că erai canarul ăsta pe lângă mine, dă-mi să jenă. Ciorditoarul! Ai, naibii, vrei să stau mai pe tine, a? Staci, că ne aude scârba! Hai odată cu alunele alea! Gata, gata, gata! Hai, că am să vă fac o comunicare deosebit de importantă! Ia fiți atenți! Am ceva deosebit de important pentru voi. Ce e asta? Regulamentul. Păi ce credeți că glumesc? Hai, luați de citiți. Și trebuie să respectăm toate articolele? Nu, dacă nu vreți să stați aici. Articolul 7. Trebuie să strângeți toți rahații din gradene. Stai, care rahații? Produși de câinii de pază. Trebuie să ne punem pe bune cu poliția comunitară. Dar cum adică să ne ducem așa prin parc și să strâng... Dar ce treabă avem noi cu câinii? Corect. Voi n-aveți treabă, dar eu am. Să nu mai stea poliția comunitară, mă trebuie toată ziua de acte, că n-am un domiciliu stabil. Așa? Că mă împrietenez cu ei dacă strânge rahați. Ziceți mersi că îmi vă trimit la poliția călare. Sau la grădina zoologică, să vezi elefantul. Stai, lasă că ia că mai fac și o mișcare. Mârlane, cum să spălăm pardoseala zilnic? Cu cârpa, în patru labe. Și aveți grijă că vreau să iasă lună? Ca sectoarele pe care le făceam eu la pârnaie. N-ai zis că vrei să uiți de pârnaie? Vreau să uit de pârnaie, dar de curățenie nu vreau să uit. Așa m-am învățat, hai! Stingerea că mâine la prima oră sunteți cu cârpa pe sectoare. Să citiți cu atenție, că dacă nu, am zis citiți regulamentul. Luați-o de la articolul 61. Nu? Vă atingeți de alunele mele. Ferestrele spălate, călcate, apretate și dezinfectate. Nu staționează nimeni pe hol, la baie, la frigider și în unghiul mort. Îmi pregătiți micul dejun dimineața, la prânz și seara. Mamă, câtă treabă ai! Nerespectarea acestui articol menționat mai atrage de la sine câte 10 bucăți la palmă cu centrul riglei. Bună, grație! M-ai chemat? Ah, bună! Da, mă, te-am chemat că avem nevoie de ajutorul tău. Știi, avem ordin să punem ghivece cu flori la toate ferestrele din secție. Și mă gândeam că oricum noi nu avem buget să ne ajuți tu cu florile pe care le aruncă primăria, știi, când le scoate. Da, normal, pentru tine fac orice. Cam câte ghiveci? Păi cam 30, așa cred că ne ajung. Aha, dimineața la prima oră o să vin cu florile. Îți aduc vreo 40 de ghivece, ca să fii tu mulțumită. Mulțumesc, frumosule! Uite, vino încoace, că am ceva să-ți dau. Uite, sacul ăsta e cu ghivece goale. Da, da. Uite aici, nu aici, mă, ha, pe sac. Pa, frumosule! Dar dormi tu jos. Cum să dorm eu jos? Să dormi tu în pacul, Hasan? Mă, dar ce tupeu ai? După ce că te-am primit în camera noastră? Da, și cine l-a convins pe Mârlanu să ne țină? Cine? Dar ce, eu nu l-am convins? Da, dar am și dormit cu el. Bă! Bă! Da, ce? Articolul 14. Articolul 14? În celulă se vorbește în șoaptă. Șoaptă? Șoaptă? Eu dorm în pat. Ba și eu. Ba eu dorm. Pleacă de aici. Dar eu dorm. Pleacă foto de aici. Eu dorm. Ajut. Pe oră. Băi, ajută-mă. Jos.
Ajută-mă, măi, Tolomas! Călăule, stai un pic să... Vam, Doamne, ce dor mi-a fost de tine. Te-ai întors la mine, gata, nu mai ești cu Sofica? Au, măi, nebună, asta era visată pe Van Damme. Ce să-ți fac cu asta dacă n-ai știut să-l ții? Acum pleci degeaba. De la ea, mă simți, da. Bine, ne vedem mâine. Mai plecați, mă, că m-ați nădușit de tot, lăsați-mă în pace. Pleacă femeie de pe capul meu. Scuze, dormi liniștit, hai, dormi înapoi. Nu mai pot să dorm, că de trebuie ce? Să mă trezesc, să mă duc la muncă. Dar ce ești, mă, păcăliciu, secție, n-ai fost în tura de noapte? Am fost și ce dacă. Că hoața aia de Grațiela s-a aranjat cu șeful, înțelegi? Aia, mă? Da. Așa rău a ajuns Matescu. De fapt, nici nu mă mir ce vorbesc. Nu, mă, că nu se culcă cu el, Doamne ferește, ce ai înțeles tu? Dar ce a faci? A promis că aduce niște ghivece cu flori și gata. Nu mai face de noapte, madam. Ghivece cu flori? Dar ce e, mă, acolo la voi, grădină botanică, ce e? Nu, mă, ci că arată secția ca o pușcărie și să aducem niște flori, să o mai înveselim, să o facem prietenoasă cu cetățeanul. Mm-hmm. Da, lasă că mă împrietenesc eu cu ea. Iubire, ridică-te mai repede că vine nebunul și te vede că nu ți-ai făcut sectorul și te dă afară. Haide! Hasane, nu vreau să mă mici, sunt țeapănă. M-a tras curentul. Pe cine, mă? Pe aia, mă, că sigur te ocolea. Băi, tu te dai bolnavă să-ți fac eu treaba? Hai, mișcă-te mai repede că eu nu-ți fac treaba ta. Haide! Ia uite, care v-a să zic așa, madame Emma, domnul muncește și mă tărut să stai cu flageta în sus. Bine. De la flageta ți se trage. Vezi? Mai coboră un pic. S-a mort-o. Mariane, nu minte, chiar a tras-o curentul, că am deschis eu geamul peste noapte. Ce-ai făcut? Ce? Mă vă ieși tine, mura mea, tu! Păi, dar mi-era cald un pic, așa, așa. Ce-era cald? Cald. Marș afară. Hai, mă, Mariane, te rog eu, că afară stă să plouă și mă închilozez și mai tare. Uite-ți promit eu că spăl dublu când îmi revin. Și eu promit că învăț regulamentul ca pe tatăl nostru și îngerașul meu. Amă, ne lasă, stăm înăuntru. Uite, și mătruim prin living, îți fac masaj. Auză, pe tine, de ce te-ai dat afară? Am încălcat articolul 45. 45? Nu deschideți geamurile noaptea. Are fobie la păianjeni. Hai, mă, mărlănele, deschide-ne-mă ușa, ajutor, turcii ne înconjură, hai, mă, te rugăm! Hai, mă, mărlănele, bă, că tu ești în bun, mă, te rugăm din suflet! Doamne, pleacă-mă de acolo, bă, asta face pe titră, dar firului mărlănul. Băi, ce cu jefra asta ești, mă, al cuie? Ei, e un maidanez din par, se ține după mine, crede că-s mama lui. Hai, mă, mămică, mă, pleacă-mă de acolo, mă! Stai, mă, fi și mamia mea un pic! Ce bine, ce frumoase sunt! Gata, hai, lasă-le aici, că le pune la ferestre. Este frumos! Dar da, căruciorul? Că nu poți să-l lasă aici, că e pe inventar. Lasă-mă, că ți-l trimit eu la primărie după ce termin. Da, ia, stai așa, uite, asta e pentru tine. Ține-mă, tu te iau ciocolat. Ha, ce drăguț, să-mi iau eu ciocolat. Papaneț, haide-mă, că au venit florile. Da, ce frumoase sunt!
să-i duc eu căruciul ăsta. Nu-l plătească, bietul băi. Da, închisul. Ce deștept. Fuf. Pune câte trei la fiecare fereastră, știi că trei e cifră magică. Spune, da, trei. Lasă-mă că pune și patru, că avem destule. Unde-i căruciorul? Cine a luat căruciorul de aici? Hai, mă. Măi, Grațela, de ce mă deranjezi, mă, dacă n-ai rezolvat problema? Unde-s florile alea? Băi, aici e rău, deci... Adică tu mă faci mincinoasă, nu? Băi, nu te fac, dar ce am făcut? S-au evaporat sau ce? Dar cineva le-a luat, mă, deci... Deci nu mai faceți glume proaste cu mine, da, vă rog frumos. Mamă, deci cred că numai Chiorete face asta. E mâna lui sigur, că asta era și ideea lui, să mă saboteze pe mine, să mai facă el ture de noapte. Și eu ce mă fac acum? Nu știu, dar știi ce? Mă deranjez când rezolv problema. Nu mai... Hai, dă-i drumul, că ai promis flori. Mă, mai apăsat, tu vezi că acolo s-a luat? Ce pui? Hai, hai, mai cu gheață, mai cu gheață! Aveți grijă, și ultima șansă pe care v-am dat-o. Măi, șefule, dar nu putem curăța toată casa până la prânz. Băi, nu puteți? Mă, putem, Urlane, putem, că o să nu putem. Păi, mă... Taci! Du-te liniștit, că o să lucească totul când te întorci. Așa mă gândeam și eu. Bravo, hai, ridicați-vă! Păi, iubire, și dacă chemăm armata, nu terminăm până la prânz. Și ce vrei, iubire, să facem? Să dormim în boscheț? Nu ai auzit că o să plouă și la noapte? Aia, pune mâna, că poate vine ăla cu gagicile și nu se uită, nu verifică. Nu strim doar aici, să-i luăm ochii. Da, să-i iau ochii. Hai! Nu mai pot! Dar ce, eu mai pot? Baba era mic copil pe lângă bestia asta. Dă-i seama dacă am ajuns să o regretăm pe baba. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Asta cu fondul, mă. Păi, cine acum oprește televizorul, că ne dă ăsta afară din casă, știi că n-avem voie. Păi nu se închide, nu știu ce are. Oprește, bă, mă, scoate-l din priză! N-are priză, că-i pe baterii! Păi, stai! Doamnelor și domnilor, întrerupem programul nostru obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Un temut interlop a făcut o crimă dublă și e dat în urmărire generală. Criminalul are mai multe locuri unde se poate ascunde. Populația este sfătuită să nu intre în panică și să colaboreze cu autoritățile. Calorul din Bergen. Asta mai trebuia să vină și ăla aici. Ce mai de destrâmb? L-am cunoscut îndeaproape. Ah! Adică... Am fost prieteni. Cumpăram săpunuri de la el. Hai că delirez de la cor, treci și șterge. Da. Băi, paliule, unde-ai dus tu, mă, florile alea? Aici. Unde, mă, aici? Că eu le-am găsit acasă, la mine, în fața apartamentului. A, nu, alea-i altele. A. De la tine pentru mine. Da? A, de la mine pentru tine, da, da. Aoleu, fii atent, fugi repede la mine acasă, adu-le aici, că vine Mateus cu acolo și nu le vede. Hai mai repede. Bine, mă, mă duc. Ce faci, Chiorete? Mățu se iau mici. Vrei și tu? Toși ai zis să-ți iau? Răsturnare de situație în cazul călăul. Ce frecați, bă, Beta! Sursele noastre din teren relatează că temutul criminal a fost prins. Dar iată că primim vești de ultima oră. Tocmai a evadat acum 5 minute. Vă reamintim că acesta are mai multe locuri unde se poate ascunde. Revenim cu mai multe detalii. Păi nu-l chemăm aici să stea cu noi? Ia auzi, mami, tati, se mută călăul cu noi aici. Să vadă în ce condiții ții tu mâna lui dreaptă. Aha. Ce vorbești, mă? Nu chem niciun căticiun. Ce vreți ca să nu-l chemați încă? Și aștept la poarta închisorii, vine ziua liberării, vine ziua liberării. Ce faci, Bărlane? Ce? Nu se vede? Păi asta nu trebuia să o facă ea doi? Regulamentul? Da, 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 a intervenit o mică, mică schimbare. Păi și ea ce face? A, vai, stați-te cu somn. Unde? Stai că o ajut eu acum. Alarmă! Alarmă! Alo, nu trebuia să stăm aici pe rând? Ba da, dar s-a scudat toaleta și pericol de epidemie.
Hai, face tare, mișcare, ce stați? Zic, zic! Florile la trâns acasă, în loc care pune la noi acelea însețioară, la cearșa, la gherghef. Pă unde-i, cum îi spune, bre, la aia de bate ploaia? Pervaz. Așa, bre, în loc să le pui pe pervaz, când vine pe tent, să rămâie cracănat, să-și facă... Nu-i adevărat, șeful! Florile alea mi le-a adus mie baliu acasă. Cele din secție au fost furate și pot să dovedesc asta. Lăsați-mă, șeful, să prind eu hoțul, că sunt sigură că asta e mâna lui Chiorete. Ce chiar? Nu se înjele la obrazul lui Dumă? Păi ce l-a băgat în sân? Ai, bre, șeful, nu vezi cum faci, cum dă de încoarț în coarț. Ne prostește în față. Îmi auzi eu cu urechile mele când ce-a lui Paliu. Du-te și adu florile de la mine de acasă. Păi, da. V-am zis, mă, vine ce m-am Ești suspendată, ești până prins hoțul și ești în anchetă. Și cu banii tăi o să plătești un alt transport, să nu le zică ea de la centru că am băgat mâna în banii de la stat. Hai! Hai! Oh. Hai, du-te acum și bate-l pe Paliu, ieși! Paliu? Da! O, mi-aș face și pe alea la mor! Asta e război psihologic. Ne-a mirosit că suntem slabi și acum ne joacă cum vrea el. Crezi că dacă plusăm acum... Trebuie, Hasane, trebuie! Tu n-auzi cum închioare mațele! Ah, pe de altă parte, Mărlane, dacă totuși Călău hotărăște să vină aici, așa, din propria inițiativă, o să vrea să folosească și el baia, că de eu. Și dacă noi îi spunem că băița ta e mai frumoasă, cu cine crezi că o să vrea să facă baie? Bă, nu cred că o să-l trăzniți. Ia încearcă-ne. Să vină Ercălău aici și îl ghidezi eu spre băița ta. Bine, mă, gata, stați niștiți, vă fac eu sandvișuri. Ne, lasă că facem noi sandvișurile. Tu continui ce am început. Hai. Ce am început? Ia uite. Bă, puteți să trageți măcar apa înainte! Dresiți! I-a scos ochiul. Băi, Paliule, trebuia să faci un lucru simplu, mă. Trebuia să iei florile de la mine de acasă și să le aduci aici. Da, dar n-am ajuns la tine acasă. Băi, de ce mai bău și te-ai rătăcit? Nu, m-a urmărit cineva și m-a închis în canal. A parcat mașina peste capacul meu. Mă, lasă-mă, mă, că nu țin astea la mine. Și cum te-ai apărut iar aici, a? Păi nu cunosc eu canalele, am ieșit două stații mai sus, da. Asta a fost Chiorete, câine, ce e mâna lui, mă, asta a făcut-o doar el. Chiorete se dă cu parfum de femeie? Are și țâțe? E gaură! Mureai dacă îl lăsai să facă el sandvișurile în locul nostru? Mai, acum se bălăcește în cadă. Mai tare. Păi nu mai avem niciuna tu. Mărlane! Mărlane! Ce mai vrei, bă, ce mai vrei? Că m-ar ține bunit de cap toată ziua. A, nimic. Auzi, ăla este săpunul cu care o să se spele Călău, cu care face el băița. Da, și o să se spele chiar și uneori pe poponeț. Și atenție, ne referim la săpunul tău de față. Ce vorbești? Interzis conform articolului 214 din regulament, n-are voie. Ce știi tu ce face ăla la baie? Frecție, până te prinzi tu ai fața plină de bube ca fundului. Ajut! La fix! Alo, alo, ce-i cu zgomotul ăsta, Mărlan? Știți voi ce-i ăsta? Un cufăr? Dacă vrei să bagi telefonul acolo, nu rezolv nimic, că oricum găsesc eu cum să-l caut pe Călău. Nu telefonul, săpunurile le bag. Săpunurile, ca să n-aibă domnul Călău cu ce să se spele. Că așa o să umpli imediat de coșuri și de bube. Și ghițiți, cine o să-i stoarcă coșurile după față și bubele după fund. Zilibricule! Hai, dragă ea, mă, că mă joc!
facă picioare. Haide! Hai, pune-le aici și poți să pleci, gata, ești liber. Hai, mersi. Ce burdare ești! Hai, fuște, spală pămânțe, că avem apă și săpun. Bun, hai, ascunde-te repede să vedem cine vine ca să ia florile, hai, să prinde buțul. Hai, repede! Să zic că e adevărat. Ce? Te-a prins că voiai să fur florile și ai lovit-o. Te paște dosar penal, Chiorete. Stai, bre, că nu știu nimic al micuța. Nu m-am atins de râs. Îmi sară ochii de temițel. Stai un pic să se trezească asta mica și o să-ți spui. Eu mă duc să-l completez. Stai, bre, nu fi repezit, măi. Grație, Lux. Stai. Nu, dar tu te lași. Că dacă nu eu pun mâna pe telefon... Nu te mai obosi, bă, limbricule. Ia uite ce e. Ia. Ha. Doamnelor și domnilor, răsturnare de situație în cazul Călăului. Se pare că altcineva a făcut crimele și a încercat să dea vina pe Călău. Adevăratul criminal a fost în sfârșit arestat. Ha? Ce mai stai? N-ai zis că pui mâna pe telefon și suni? Sună, mă, să te văd, pe cine mai suni? Da, cine zici, șefule, că-l mai sun pe căcălău ăsta? Da, dar pe cine suni, mă, părlitule? Pe tanti Frosa. Te bag în măta și pe tine și pe tanti Frosa și pe nevastă ta. Să plecați dracu afară de vină, mă! Am ajuns eu care am fost șef de palier, dar ce-ai zis că șef de palier? Șef de pușcărie! Șeful pușcării la pușcărie! Să rămână, tante! Ia-i de mâncă la rbaba aleșinat. Nu zici că-i tare asta? Ar trebui să mai folosim. Aproape că am leșinat și eu. Dar acum am văzut că nu ești, tante. Că aia mai slăbiți. Mă, voi știți ce mi-a zis o bătrânică Adina oricând venea la serviciu? Ce surucu spune? Chiar te comentez mult și prost. Nu, șeful, să trăiți. Nu, râs ca vaca. Nu râs. Nu râs? Bine, Jeane, hai. Ia să te vă măcățești, bă. Mă, voi știți ce mi-a zis o bătrânică acum cum veneam la serviciu? Că ești oră cu flăcări? Comentez mult și prost, Chiar te. Nu prea, dar m-am pus în piele ei. Ce ar fi putut o bătrânică să spună la adresa lumea tare? Care ești... Treci! Dar dormi tu jos! Cum să dormi eu jos? Să dormi tu în pacul, Hasan? Dacă fata de aici, eu tu în jos! Ridică-te un pic! Ia de aici! Ce-ai făcut, mă, iubii, m-ai lovit? Am adormit, băi! Băi! Ce-i asta? Regulamentul! Hai, hai, mai cu viață, mai cu viață! Ha? Ce mai stai? Să rămână, tante!